Unirea deja a reușit săptămâna aceasta să efectueze primul transfer din această pauză competițională. Este vorba despre Rareș Stan, un jucător de doar 24 de ani cu un profil ofensiv care evoluează pe posturile de mijlocaș ofensiv sau extremă. Jucătorul a mai fost legitimat în trecut la echipe precum Gloria Bistrița 2 sau Voința Livezile și a activat și în Liga a doua. Jucătorul a fost urmărit de oficialii clubului deja în o perioadă mai îndelungată de timp, iar aducerea lui la Unirea reprezintă un câștig. Dacă la nivelul lotului s-au luat deja primele decizii, iar Unirea deci se întărește în vederea sezonului competițional 2012-2013, la nivelul conducerii tehnice a echipei continuă să predomine incertitudinea. Conform anumitor surse, clubul deja nu mai este interesat să continue colaborarea cu Mircea Bolba, tehnicianul care a condus echipa pe tot parcursul returului și alături de care Unirea deci a reușit salvarea de la retrogradare. Conducerea clubului speră să reușească să aducă pe banca tehnică un alt antrenor și este foarte posibil ca în această săptămână clubul să anunțe viitorul tehnician al Unirii Deci.